aveau planuri împreună. Haideți să vedem cine a povestit Liviu despre ultima discuție pe care a avut-o cu Israela și, cum spuneam, ce planuri aveau împreună. Eu am vorbit cu ea ultima dată. După aia am vorbit cu sora mea. Așa. Deci am vorbit cu ea ultima dată cam o săptămână și ceva. Eu am vrut să-i pregătesc terenul, mă. Dar e atât de duplicată, e atât de duplicată. Eu nu vorbesc la trecut, eu vorbesc la prezent, știi? E atâta e de duplicată. Ea trăiește, mă, stau cu mâna, ea nu-i moartă. Jur cu mâna pe inimă. Convorbirea noastră s-a terminat așa. Știu că ne-am certat după aia la un moment dat. Am zis, mă, zic, eu pentru tine am cea mai mare, cum să spun eu, respect. Vin cu ace, n-avem nicio treabă. Lăsăm toată discuția ce-a fost în țară, facem un nou început, m-a certat. O striga, ca de obicei, cum striga ea, ești nebun, pe ce e un nou început. Crezi că dacă ai fi rămas aici, poate că lucrurile ar fi stat altfel? Da. Eram săgeata numărul 1, dacă s-ar fi întrebat, Doamne, ferește. Nu, mă, fii atent, doar fai, Doamne, ferește, mă, eu nu pot să cred că e aici, nu. Liviu, e ceva ce poate, nu știu, acum regreți că nu i-ai spus niciodată Israelei? Da! I-am spus întotdeauna cu iubesc, mă. Ultima dată nu i-am mai spus că nu o să mai simțea, mă, iubirea. E sentimentul ăla, așa, zici, bă, nu contează, chit că dorm în stradă, da, ăsta pun să mă dăm oare. Trăiesc cu inima la tine și trăiam cu inima la ea, mă. Nu cred. Nu cred că mă găsesc Sebeca. Așadar și Liviu confirmă că aveau planuri împreună, că Israela plănuia să se mute în Spania. Cu el, Liviu vorbește în continuare de iubire. Cred că gesturile pe care le făcea Israela dovedesc același lucru din partea ei. După mine, problema ei de sănătate arată o traumă emoțională foarte mare. Deci afecțiunile care sunt legate de plămâni, cele care te lasă, sunt emoțiile care te lasă fără aer. Și astea sunt în mod special legate de despărțiri. Vreau să spun că s-a făcut o statistică și s-a constatat că foarte multe cazuri, de exemplu, de cancer la plămân apar după niște despărțiri foarte traumatizante din punct de vedere emoțional. Cred că în cazul Israelei, acest astm pe care ea l-a avut și de care suferea în ultima perioadă... Da, ți-amintesc că ea ne povestea că o vreme l-a ținut sub control și că... Păi l-a ținut sub control pentru că ea, din punct de vedere emoțional, atunci era mai echilibrată, mai puternică. Probabil că în decursul vieții a mai trecut printr-o situație similară, că de obicei situațiile astea se repetă, alea pe care nu le înțelege. Alea se repetă, da? Deci a mai trecut printr-o situație de tipul ăsta, a avut acel început de astm, după aia cu Liviu s-a echilibrat, l-a ținut sub control, iar în momentul în care s-a produs despărțirea de el, această despărțire pentru ea a fost o traumă emoțională puternică. Poate de asta și intenționa să se mute iar cu el sau să stea iar împreună, chiar dacă nu chiar în aceleași condiții în care erau înainte împreună. Cred că ar fi fost foarte greu să o mai ia de la capăt, să aibă o relație. Din punctul meu de vedere, cred că această o viitoare relație cred că ar fi fost imposibilă între era ei. Era ca un fel de dependență. Da, cred că. Nu crezi că își doreau măcar să încerce, că toate lucrurile conduc către asta. Și îi rog pe colegii din regie să
vă arăt și să le arătăm și telespectatorilor mesajele despre care vorbeam ieri, pentru că și Israel a luat legătura cu o familie din Spania și le-a cerut ajutorul și a spus așa: dragii mei, vă mulțumesc, am nevoie de ajutorul vostru. Din cauza bolii mele, zona Alicante este bună pentru mine. Liviu pleacă mâine și va ajunge luni în Alicante. Am nevoie pentru el de o chirie ieftină și un loc de muncă până voi vinde aici proprietățile ca să mă pot muta și eu. De obicei, eu ajut și îmi vine greu să cer ajutor, dar nu mai pot respira și doctorii au spus că la voi îmi va fi mai bine. Vă mulțumesc mult, Israela. E un mesaj pe care l-a trimis pe data de 1 decembrie. Da, din păcate. Deci aș dorea clar să ajung acolo din ambele motive. Unul, să fie alături de Liviu și al doilea motiv, să fie ea mai bine, știind că acolo este o zonă foarte bună pentru sănătatea ei. Deci își dorea să ajung acolo. Din păcate n-a mai reușit și da, și pentru Liviu ar fi fost un mare ajutor să o aibă alături. Poate ar fi fost un moment când el s-ar fi reechilibrat sau... Putea să fie un nou început, așa cum vorbea Liviu? Nu putea să fie un nou început ca relație iubită, nu. Putea să fie un nou început în sensul că ei să stabilească relația în alți termeni. Adică anumite diferențe de vârstă în funcție de etapa de viață a participanților, poate să existe un moment în care ele să fie acceptabile sau, ca să zic așa, digerabile de către cuplul respectiv. Dar pe măsură ce timpul trece, diferența se agravează și atunci nu mai poți să mai conviețuiești în felul în care ar conviețui doi iubiți cu adevărat. Mai ales cu problemele care deja existau.